An de an, cea mai gravă problemă de pe plajele românești o reprezintă gunoiul pe care turiștii îl lasă în urmă. Resturi de mâncare, doze de sucuri sau mucuri de țigară au fost toate strânse de voluntarii ecologiști. În top este plaja din Vama Veche, urmată de cea din Saturn. De asemenea, mucul de țigară este deșeul care predomină numeric. Am întâlnit peste 8200 de mucuri de țigară de pe doar 1,5% din plajele litoralului românesc. Dacă am extrapola, am ajunge la o cifră foarte mare. Iar cea mai curată plajă a fost cea de la Costinești, dar a fost doar o întâmplare, pentru că acel sector a fost practic înghițit de ape în marea lui majoritate, iar ceea ce a rămas, într-adevăr, a avut foarte puține deșeuri, multe dintre ele fiind spălate de mare în timpul furtunilor de toamnă. Din păcate, pe principiul că sunt biodegradabile, oamenii tratează problema gunoaielor cu mare indiferență. Că această degradare a materialelor plastice ajung ca materia primă să se degradeze de așa natură încât să fie bioacumulată. Și chiar sunt câteva studii legate de prădători de vârf, cum ar fi rechini sau delfini sau chiar balene, care au acumulat în țesuturile sale astfel de plastice, să spunem așa. Deci iată că ajungem să mâncăm plastic. Potrivit studiilor, în unele zone, cantitățile de deșeuri au ajuns să fie egale cu cele de pește. După circa 6 luni, pungile de polietilenă intră în procese de fragmentare, după care, practic, intră și se transformă încet, dar sigur, în nanoplastice. Este un titlu generic care înseamnă acele particule de câteva microni. Aceste materiale ajung să fie ingerate de organisme. Haideți să ne închipuim o scoică care se hrănește cu apa pe care o absoarbe folosind, sigur, sistemul propriu și ea nu știe, trage cu apă și aceste organisme pentru că nu are nicio capacitate de selecție. La capitolul popularitate, dacă se poate spune așa, cele mai întâlnite sunt resturile de țigară, care reprezintă 45% din totalul deșeurilor. În plus, au fost identificate 18.500 de deșeuri din plastic, de 2 ori mai multe decât au fost găsite în luna aprilie.